Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la World Box, jocul acela în care poți să fii Dumnezeu pe pământ. Avem mai multe rase de oameni, adică mai multe rase, nu de oameni, avem oamenii care n-au nicio treabă, avem elfii care se ciondănesc cu orcii, avem orcii care se ciondănesc cu oamenii, adică nu le plac oamenii, și după aia avem dwarfii care se ciondănesc cu elfii. Deci fiecare rasă urăște altă rasă și așa mai departe decât oamenii care își văd doar de treaba lor. Bun, și ce ar fi mai interesant decât să venim cu niște bombe de genul acesta care vor anihila tot, să zicem așa. Ne aruncăm câteva bombițe, prrr, au înghițit tot ce se poate și ca să fim noi siguri, facem tot pătratul acesta un ocean, după care am venit cu ideea să oferim fiecarei rase câte o bucată de pământ și să vedem ce se întâmplă, ok? Acum, nu cred că am eu, adică aș avea cum, dar nu. O să fac după ochi, o să facem niște insulițe, așa, știi? După ocheanul ăsta al nostru, aici sunt oamenii, hai să le dăm un pic mai mult. După aia, avem alta așa, avem alta în genul acesta și avem alta în genul acesta. E, cât de cât pe acolo, e destul de mare insula. După care venim și o să aruncăm niște copăcei. Da, deci o să aruncăm o pădure, practic, peste tot, pe toate insulele, că vor avea nevoie de lemne. Bun. Vom arunca fruit bush. Da, asta hai să-l facem așa mai micuț. Bun. Să aibă fructe, da, ca să poată mânca, să zicem, cu ușurință. După care o să începem să popularizăm. Există cuvântul acesta, să populăm întreaga planetă. Aruncăm doi oameni aici, aruncăm doi elfi aici, aruncăm orcii aici și aruncăm dwarfii aici. Câte doi de căciulă, că pusesem, am mai filmat toată, pusesem doar un om și nu știu de ce nu se multiplică, pentru că nu prea are cum. Ce alte rase, nu știu, dar la oamenii asta e clar. Ok, așa. Și după care o să le aruncăm niște găini. Deci aruncăm la fiecare găini animale, în caz că pot ăștia cumva să le taie, să le reproducă, habar n-am. Le dăm și iepuri, le dăm multe feluri de cărniță, de nebuneală. Nu le punem urși sau ceva ca să-i speriem. Jocul ăsta a zis că are o groază, putem să le trimite și extraterestri, și dragoni, tot felul de nebuneli. Vreau de asemenea să le arunc pietricele. Deci eu acum dau click stânga, dar nu se aude nimic. Dar deci le punem pietre, ca să-și facă armuri și ce-și mai fac. Le aruncăm și niște hauri. Pa, unde asta nu putem să punem mult, îți dau eu click individual. Vedeți că ei deja se multiplică, adică sunt 6, se mulțesc, își fac acolo imperiu. Le punem și niște fier. Nu știu, fiecare rasă probabil e mai diferită, unii folosesc fier și așa, alții nu, alții știi, adică fiecare are, în fine. Așa, putem să le dăm, dacă avem chef, și niște ploaie. Aici putem să facem asta mai mare și îi necăm cu ploaia. A plouat un pic așa. După care putem să mergem și să îi analizăm, să vedem ce se întâmplă. Ăsta e prea mare, să-l facem mic. Bun, deci avem primul sătuc al oamenilor. Vedem că deja se extind și au făcut căsuțe, mănâncă, se distrează. Unde era lupa aia a mea, că nu mai știu. Aici era lupa, aha. Și vedem satul acesta plin de țărani, au aur, au pietre și au făcut rost, au niște oase, nu știu de unde. Putem să vedem șeful satului, care va fi Țăcălie, șeful satului. E un pic trist Țăcălie astăzi, dar o să-și revine el pe parcurs. Îți oferă multe informații jocul, e trist, e personalitate, e diplomat, așa e mai, mă înțelegeți, sunt Johnule, ok. După care putem să vedem elfii, care sunt mai puțini, sunt 13 la număr, așa, și putem să localizăm, putem să vedem kingdom-ul, întregul imperiu, au un Payangan. Ok, putem să vedem orcii, care sunt 15 din 17. Ideea e că ei se vor extinde și își vor face un port. Și cu portul acela se vor duce și eventual se vor ataca între ei. Eu așa consider, ok? Așa, după aia avem dwarfii, care nu știu care fază, cred că sunt niște oameni mai mici sau ceva de genul. Așa, deci toată lumea este pașnică, nici nu avea sens să se bată între ei acum. Extind ușor, ușor, n-are nimeni port până acum. Deci nu vedem niciun port. Poate oamenii să-și facă unul de aici. A, bă, da! Uite ce-au făcut oamenii. Pentru prima oară omenire are un port. De asemenea, eu am dat pe clepsidra asta aici și este timpul ori 5, că dacă e ori 1, durează 10 ore episodul. Ok? Și nu știu exact care e faza cu portul acesta. Așa. Unde vedem noi dacă ei au port? Au 17 clădiri, 43 de case. Interesant. Ok. Nu știu exact. Inspect. A, uite, vedem aici barca. It's a boat. E o barcă.
Bine, tată, dacă e barcă, e barcă. Asta e viața mai multă. Nu știu, poate mai... Poate unele sunt de luptă, de... În fine. Așa. Piatră văd că ăștia mai au. Nu, oricine nu și-au făcut nicio barcă până acum. Nici ăștia. Da, doar oamenii au barcă, dar stau degeaba cu barca. Deci, momentan, nu plănuiesc nimic. S-au extins destul de bine, băieții. Mamă! Deci... Wow, au invadat oamenii elfii! Wow! Eu spart! Hopa! Ia stai un pic. Stai un pic așa să vedem ce se întâmplă aici. Deci, View Kingdom. Au ăștia un război cu Baggish of Sun. Dar cine sunt Baggish of Sun? Mi se pare că sunt tot oamenii. Nu? Sau ăsta e elf? Că eu nu-mi dau seama. Stop it! Deja, cam după 100 de ani, 125 de ani, văd că au cam demolat aici la elf cei drept. Ia uite cum se împușcă între ei, se bat, bine, se împușcă că n-au arme. Gen, au doar săbii, probabil. Super, super interesant. Dar de ce nu mai mi-arată mie... De ce nu mai mi-arată mie câți oameni sunt? Am debifat eu asta, gata. Acum putem să dăm, să continuăm. 62. Oamenii, totuși, încă se bat între ei, cam aia e problema oamenilor. Gen, uite, a venit imperiul ăsta și acum se luptă între ei nebunii, în loc să se unească toți. Dar presupun că așa e omenirea. Vedeți că celelalte rase nu se luptă între ele. Așa, după care văd că ăștia se ciondănesc puțin și au făcut port unii lângă alții. Vezi că e un pic de bătaie aici. E un pic de bătaie. Mamă, dar dwarfii sunt ca lumea. Elfii sunt destul de slăbuți. Oamenii s-au demolat între ei. Uite de câte clădiri distruse. Sane. Uite de aici cât de puternici sunt. Cred că orcii sunt cei mai puternici de pe hartă. Ce părere aveți? Au acaparat toată insula. Văd că au urma iau, deci nu cred că trebuie să le mai pun. Le dăm așa o ploaie. Putem să le dăm și ploaie cu acid. Putem să le dăm mai multe. Dar nu vreau să eu mor, că după aia iar ce sunt. Ce le-ai făcut la sărăcii? Sărăcii oameni. Ok, hai să le dăm un pic de ploaie. Wow, au atacat dwarfii aici sus la elfi. Ia uite ce să ciondănesc. Da, n-au nicio șansă elfii. Da, i-au demolat. Deci, pardon, dwarfii au demolat. Elfii au demolat dwarfii. Ok. Ăștia s-au pregătit în barcă. Oh my god. Credeam că e full barca. Wow, ce arată război aici, ești nebun. I-au distrus complet. What? Au venit ăștia cu barca, cu pasageri mulți. Vai, mamă. Cine sunt frățiorul meu? Dragonii? Care ești, mă, dragon? E, nici nu știu ce rasă e ăsta. Unde văd ce rasă e? Oh my god! Cred că sunt dwarfii, nu sunt sigur. Mamă, săracii, el s-a urcat în barcă și au plecat. Nu cred că mai au vreo șansă. Mamă, cât sunt orcii! Nu te cred! Și-a luat un barbă rău. Da, mă, ăștia sunt dwarfii nebunii. I-au spart pe elfi. Să vedem ce se întâmplă cu teritoriul ăsta acum. Then, cine e aici, e întrebarea mea. Ce-o fi ăsta? E orc. Cum îmi dau seama ce rasă e? Scrie pe undeva sau sunt eu tantălău? Nu văd unde scrie, mă, ești tu un orc, ești ceva. Cred că e orc ăsta. Elfi, hai, sal. Îi campează în barcă pe elfi. Aoleu. Oamenii s-au refăcut, sincer. Imperiul uman s-a cam refăcut așa. Foarte, foarte puternici orcii. Și că au făcut pace. Interesant. Ăsta cred că e... Da, 91 de pasageri. Cred că sunt dwarfii ăia. Deci, momentan... Mamă, orcii s-au extins și pe insula asta. Hopa, s-ar putea să fie un război orci cu oameni. Și mai sunt puțini elfi aici, care erau principali. Mamă, vezi că și oamenii și-au extins teritoriul. Ok. Wow, au fugit cu barca elfii și au făcut pe insula dwarfilor baza. Lol, asta e, să vedem cum evoluează. Se pare că avem un război aici, dar nu prea înțeleg ce e. Cred că sunt tot orice ăștia. Eu aia zici că e țestoasă, ce mă aia? Bă, respect orci, frate. Respect orcilor, uite ce au construit. Wow, mi se pare genial. Și și-au extins și pe insula asta. O bune. Să mai... Da, oficial elfii au murit. Cred că oficial elfii au murit, decât dacă au fugit undeva pe barcă. Mamă, și-au spart și oamenii. Hopa. Ăia sunt dwarfii. Mamă, ia vezi pe ăștia că s-au urcat toți în barcă, ești nebun?
114 oameni în barcă. Ținte bine ea. Ia, stai că urmărim barca asta. Să vedem ce face. Na, se duce acasă. Hopa, s-au ciondănit un pic și pe aici. Un război în interiorul dwarfilor, dar e tot un alt imperiu de dwarfi. Ok, ok. Mamă, și-au schimbat culorile. Interesant, interesant. Sunt tot orice aici, cred. Doar că și probabil vine un alt rege la conducere și schimbă imperiul. Cam aia se întâmplă. Este la anul 250, undeva pe acolo. Mă mir că orcii trăiesc cu dwarfi. Asta mi se pare mie wow. Dar văd că încearcă să se extindă dwarfi și nu știu dacă o să iasă bine. Deci, oficial, au dispărut toate subimperiile alea, să zic. Deci e imperiul uman, ăștia cu orci și elfi. Știți că erau mai multe culori când se ciondănesc cu oamenii între ei sau așa. Sau orice și aici sus de tot. Oamenii au atacat orcii. Interesant, interesant. Deci a pornit o ciondăneală. I-au scos de pe insulă. Let's go, let's go. Se descurcă omuleții. Ok, ok. Și momentan nimic altceva. Nu știu dacă mai continuă. Cred că s-au retras. Da, au fost distruși în întregime orcii. Vedeți aici, de exemplu, total deaths. Au murit 12.000 de oameni. Populația planetei 1900. Da, orcii au fost distruși complet de către dwarfi care le-au preluat insula. Ok, și aici încă mai conduc orcii. Deci avem dwarfi care s-au extins și pe cealaltă insulă. Avem orcii care sunt pe cale de dispariție. Și văd că dwarfi s-au extins și pe insula asta, adică nu le ajunge, vor toată harta. Oamenii, vedeți atacul lor aici cu steagurile. Au venit la luptă. Bum, 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 bum. Ăștia pleacă cu bărcile. Au demolat tot oamenii. Și nu-mi dau seama în exactitate. Doi, dacă orice au murit cu totul. Mai e doar zona asta care nu știu unde e. Cred că sunt ei în barcă, habar n-am. Deci vedem, doar fi au acaparat. Oamenii s-au întors aici, uite-i, cu stegulețele. Și acum va fi interesant că mai sunt doar oamenii. Deci elfii s-au dus, orcii s-au dus. Nu știu unde sunt. Mai e un singur orc, nu știu unde. Chiar nu am idee, ok. Așa. Și acum va fi interesant că o să fie un război între oameni și dwarfi. Dar o să-i lăsăm momentan să se extindă. Vreau să preia cineva toată insula asta. Să se mai extindă dwarfi și aici. Că vedeți că ei își fac drumulețe și așa mai departe. Au trecut 600 de ani. Movul s-a dus aici. S-a extins puțin. Dwarfi la fel sunt împărțiți în două. O să dau eu un mic război. Hai să dăm de exemplu pe ăștia de aici. Nu știu exact cum funcționează chestia de război. Că zice că forțează un kingdom să pornească un război, un regat. Și o să fie doar regatul ăsta mov închis sau ce vrea să fie. Sau toți dwarfii, nu știu exact. Dar noi îi băgăm pe ăștia la război aici și vom vedea cum se atacă între ei. Ce se întâmplă, dacă atacă ăștia sau dacă oamenii. Opa, a pornit un război sus aici. Stai un pic să selectăm. Avem dwarfii care au trecut la război peste oameni. Super interesant, super interesant. Se ciondănesc, se ciondănesc, au plecat cu barca. Este să ne barca asta, zero oameni. Dar bărcile pleacă goale. Deci nu știu care e faza, poate doar fuge cineva cu barca. Ne-au încercat un atac, dar degeaba. Deci am rămas 2v2. Oameni cu gri, oameni cu albastru, dwarfi cu mov și roz. Ăștia atacă aici, bum bum bum. Dar nu cred că au ce să facă, sincer, dwarfi. Uite că au distrus un pic cei drept. Da, degeaba, sau? Au distrus orășelul ăsta. Ia uite că atacă și pe sus. Nu facem pace, ne batem. Doar bătaie. Dau eu bătaie și pe aici. Văd că se atacă ăștia între ei. Bă, au distrus ceva dwarfi. De data asta au atacat ca lumea. Da, deci toată lumea e la război. Au atacat, vedeți? Dar n-au distrus niciun orășel. Mamă, sus aici, ia vezi.
Chiar sunt puși pe distrugere, nebunii. Sunt puși pe distrugere, Durfi. Dăm așa un zoom out. Hopa, au venit oamenii peste ăștia. Uite-i cum dau cu săgețile. Ok, dăm un zoom out să înțelegem ce se întâmplă. Insula asta e atacată serios. Wow, nu mai sunt așa mulți. Uite-te la orășelile astea că sunt mici. Doar ăștia unde e regile au mai rămas puternici. Gen în numere mai mari. Cred că nu înțeleg ce se întâmplă aici. Că ăștia au rămas așa. Nu, doar fi au spart oamenii. Ok, insula asta... Bă, că au fost distrusă. Uite că... S-a demolat tot aici. Au atacat un pic, 70, dar n-au ce să facă. Imperiul ăsta văd că se bate și dispare cu totul. Dispar oamenii. Ia uite-i. 23, deci insula s-a curățat. Oamenii au pierdut atacul acesta. Și hai să vedem la loc, că durează episodul ăsta, dar amărțim. Dwarf și dwarf. Ok. Cred că o să... Da? Ba nu, ia. Eu vezi dwarfii că vor insula la loc. Și-au preluat insula. Dwarfii nebuni. Hai bă, bătaie. Bătaie, băieții. Da-ți bătaie și aici. Mamă mea, deci au cam 3 insule dwarfii ăștia. Cred că e cam over pentru omuleți. Din păcate. Și acum o să... Da, știau deja. Oamenii au declarat război. Dar cred că... E ca în GG. Că sunt 3 insule versus una. Uite ce e aici, ești nebun. Port cu toate alea. Uite câte bărci așteaptă să înceapă nebunia. Au sosit piticii. Gata de război. Și cred că știți ce urmează să se întâmple. Le-au bubuit regatul. Ăștia nu știu ce să mai facă, nici n-au unde să mai fugă. Încearcă să fugă cu bărcile, dar degeaba. Barca asta nu mai are niciun om. Zero oameni. Mai e un omuleț acolo. Și băieți și fete. Bă, partea bună e că oamenii au fost ultima rasă care a supraviețuit. N-au fost câștigătorii, dar au fost ultimii care au supraviețuit. Primii au fost elfii, după aia au fost elfii, orcii și după aia oamenii care s-au dus. Deci, da. Dacă ne uităm, au mai rămas doar și doar dwarfi. Doar dwarfi nebuni, care ușor, ușor vor acapara și insula asta. Deci ne-a luat aproape 1000 de ani. Vreau să văd să acapareze și insula. Deci cam ăsta este finalul de episod, băieții. Aproape și-au construit tot. Totul a mers minunat. Sunteți câștigători. Felicitări, dwarfi. Și acum... S-a terminat. Ăsta era finalul tragic al jocului. Toată munca lor egală cu zero, băieții. Ok? Dacă v-a plăcut jocul acesta, apăsați butonul de like și îmi puteți da sugestii în comentarii. Dacă vreți să mai vedeți astfel de războaie, o să mai încerc și cu alte forme de hartă, să vedem cum iese. Mi se pare interesant. Durează puțin. Durează ceva, ca aproape 1000 de ani, adică a durat ceva timp ca să se ciondrească până la urmă, că la începutul jocului nu i-am forțat să facă războaie, i-am lăsat singur, știi? Să-și vadă de treaba lor. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne vedem la viitoare. Pooo!